de la 402. Fiul lui Einstein. Și astfel, Abraham Lincoln, un simplu tăietor de lemne, a ajuns la Casa Albă și a primit numele de Marele Eliberator. Gata. Măi, o lucrare excelentă, Vincent. Mă bucur că v-a plăcut. Da, mi-a plăcut. La fel de mult ca acum 3 ani, când mi-a citit-o Tony, fratele tău. Copii, tocmai am aflat că Nicole nu mai vine la școală. Oare de ce s-a mutat atât de brusc? Păi, tatăl ei și-a ars fabrica pentru banii de asigurare. Când planul lui a fost descoperit, a trebuit să plece de acolo, acoperit de rușine. Au un apartament în Barbados, iar Nicole se numește acum Carmelita. Carmelita? Gata, vă rog. Atunci, nu vrea să se mute nimeni în locul liber din față? Vreau eu! Trebuie să stau acolo. O să fiu prietena lui Polly. Domnișoară Grace, nimeni a stat tot anul lângă mine. Cine vrea să stea lângă Polly? Regret, Joey, se pare că toți fug de tine. Ha? Freddy, cred că o să vezi mai bine la tablă de aici. Atenție! O să primiți lucrările la matematică și... Eu zic că s-ar pierde mai puțin timp dacă s-ar citi notele cu voce tare, Miss Grace. Ești foarte grijulie, Polly, dar nu. Doar 96! Știu că l-am picat. Mă strângea un grozitor pantofii. N-am avut un creion bun. Parcă mă încearcă și o răceală. Am luat 81! Cu toată răceala, pantofii și creionul, am luat 81! Meserie! Nu uitați să vă semnați pe noile manuale de matematică, de data asta cu numele tău, Vincent. IP Knightley. Nu-i rău. Mi se pare că au uitat de ediția pentru profesori. E la mine, cu rezolvările. Ai pățit ceva, Jesse? Tocmai am descoperit că am un măr în pachetel. Ador merele. Eu n-aș arunca spre Penny, e prea drăguță. Acum, Polly! Hei! Nici gând! Nu o să împart cu tine ediția pentru prof. De data asta o să fiu primul din clasă. Da, bine. Dar să nu te deștepți prea repede. O să dea de gândit dacă de la mărtul de 5 ajungi la media 9. Te-ai tâmpit? 9? Eu vreau totul. 10 pe linie, asta vreau. Penny, hei Penny, vrei să vii la mine acasă după școală? Mi-ar plăcea, dar nu pot. Trebuie să fac lucrarea despre Peru, țara Wolframului. Mai sunt 3 săptămâni. Păi de asta trebuie să încep imediat. Și oricum i-am promis unei vecine că îi plimb câinele. Serios? Cu cât te plătește? Nancy, cine ia bani de la vecin? Da, nu eu. Hei, plimb eu câinele în timp ce tu îți faci lucrarea ca să ne jucăm după aceea. Ce drăguță ești! Bine, ne vedem la mine după ce termin. Sunt invitată la palat. Și pentru că Penny e prietena mea, m-a rugat să vă plimb câinele. Bine, scumpă. La plimbare, killer! La picior, killer! Arthur, nu mă cunoști, dar... Da, cum să nu? Ești tipul care mănâncă bătaia la sport. Mai rău e când joc în echipa băieților. Am auzit că vrei să te ajut să scapi de sport, a? Îți dau orice! Hai, nu mă jigni oferindu-mi bani mie. Știu ce, trebuie să port un Pampers pe cap. Na, plictisitor.
Dar cândva o să-ți cer să-mi faci un serviciu și mie. Serviciu? Bine. Hei, Jed, e timpul să-ți plătești datoria. Haide, să curgă cu note bune. Hei, ce surpriză plăcută. 100 pentru tema de acasă. Ați spus 100? Am auzit bine 100? 100? Adică punctajul maxim? Bună, sunt tot eu, mama lui Jesse. Mi-am zis să-i aduc o pereche de chiloței. La lucrări se emoționează cam tare. Penny, Penny! Oh, bună, Nancy. Îmi pare rău că n-ai venit ieri. Cred că te-ai jucat cu cățelușul. Da, așa-i. Uite, Penny, ți-am oprit un loc. Ce drăguță ești. Dar n-ar mai încăpe nimeni și nu-i frumos ca alții să fie excluși. Oh, nu se supără. Poți să stea acolo. Felicitări, Jesse. Iar ai luat punctajul maxim. Se pare că ai devenit as la mate. Și cum se explică această transformare? Învăț mai mult? Da, și nu dădeam tot ce puteam. Dar acum îmi dau silința. Caut un loc confortabil unde să învăț, stabilesc programul și... Gata, copii, atenție. E timpul pentru lucrare. Puteți să-mi dați și testul de săptămâna viitoare? Vă rog. Ajunge unul pe săptămână. Gata, pregătiți-vă. Începeți. Jesse, te rog, dacă ai terminat, ia-ți o carte din bibliotecă și citește în liniște. Bună idee! Vreau una cu Einstein. Ne vedem mâine. Nu uitați jucăria săptămâna viitoare. Și, Vincent, o jucărie nu înseamnă o bucată de gumă pe băț. Da, de parcă o să le aduc ceva bun. Bravo, Jesse. Pentru că ai devenit as la mate, te-am numit meditator. Eu? Să fiu un meditator? Nu eram dorit nici ca elev. Ei bine, noul nostru Jesse o să-i ajute pe elevii care nu sunt la fel de dotați. Nu cred că pot. Serios? Și ai vreun motiv pentru care nu vrei să împărtășești cunoștințele tale? Știi ce, Jesse? Integritatea valorează mai mult decât toate punctajele maxime. E ceva care ar trebui să-mi spui? Da. Trimite-ți proștii la mine. Freddy, poți să pleci. Bună dimineața! Oh, nu! Cum, doamne, iartă-mă, a ajuns pâine aici! Oh, Miss Graves, e o furnică pe bluză! Ah, mulțumesc, Nancy! Cu plăcere! Poate ar trebui să vin mai în față, lângă Freddy, așa aș putea să vă arăt furnicile de pe haine! Mulțumesc oricum! Atenție, copii! Văd mai multe fețe mirate. Cei care au nevoie de ajutorul meu, aliniați-vă în stânga. O să discut cu toată lumea. Absolut toată lumea. Bine, nu vă grăbiți. Și tu poți să ai parteneră un supermodel. Uite, problema numărul 7. Nu mă prind cum se face. Wow! Un cuvânt urât! Jesse, ar trebui să mă ajuți. Da, da.
Bine, uite ce o să faci. Înmulțești, împarți, scazi, adun subiectul, predicatul și obții răspunsul. Ce? Păi, trebuie să le fac eu pe toate? Deci, câte hectare trebuie să are fermierul Brown? 30? Da, da, e foarte bine, bravo! Mersi, cu tine totul pare ușor. Nu mai pricep absolut nimic. Credeam că mai știu câte ceva. Acum nici asta nu mai înțeleg. Hei, aș putea să fiu la joacă, dar n-auzi că mă plâng. Cred că o să vomit. Ha? Următorul. O să aud că grădina celor din clasa 1 a rămas iar fără toate florile. Categoric nu. M-am învățat minte. Nu, doamnă, acest cadou e pentru dumneavoastră din partea mea, cu recunoștință. Atunci îți mulțumesc, Arthur, foarte drăguț. La mulți ani, cu drag, Celia. E, Jordan, tu urmezi. Ce obiect ar mai putea aduce un indian pentru un troc? O pătură țesută de mână? Excelent răspuns. Cine-mi spune ce ar putea aduce un pionier? Nancy? Măi, susui, pupui! Poftim? O, iertați-mă, Miss Grace! Mă mare, isusui, isusui, pupui! Tu ai auzit întrebarea? Nu prea! Se aude foarte prost aici, în spate! Am înțeles, da. Avem o singură soluție la problema asta. Una! Nu la soluția asta m-am gândit. La cabinet? Ce bine! Asta n-a făcut niciun copil bolnav. Am doar o mică problemă cu auzul. O mică problemă cu auzul? Asta a zis și Tiffany Segal când a venit aici. În memoria lui Tiffany Segal. Mai bine o rezolvăm repede. Nu vreau să ajungi în firmă anul viitor. Nu vă apropiați! Citiți-mi fișa! Îmi place să mușc. Oh, și nu uitați, mâine e ziua adunărilor. Adunare? Gata, domnul Besser a încercat să facă adunări interesante. Atunci de ce nu participați? Nu vorbi fără să ridici mâna, Vincent. Deci la adunarea de vineri se dau premiile. Câștigătorii de anul acesta vor vizita Monsterland. Am o roată uriașă numită Vampirul. E super! Ci că unei fete i-au sărit ochii din cap. Mai întâi premiul la matematică. Se pare că Penny și Jessie sunt la egalitate. Dar socotind și testul de azi, Penny a reușit 99 de puncte, iar Jessie... Așa, Nancy, nu-i mai bine cu urechile curate? Nu prea. Vai, 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 te strâng puțin, nu-i așa? Hei, cred că am auzit alarma de incendiu. Serios? Credeam că nu auzi prea bine. Ascultă, dragă, o să aflăm cât de gravă e problema ta cu auzul. Ridică mâna când auzi un ton. Nu aud nimic. Răspunde cineva la telefon, vă rog. Deci, Nancy, conform acestui bilet, ai avut într-adevăr o problemă cu auzul. Asta înseamnă că trebuie să stau lângă Penny? Nu. Asta înseamnă că ai nevoie de un aparat auditiv. N-ai să ghicești cine a pus șarpele în cușca hamsterului. Ha? Ce ai spus? Nu aud nimic cu tâmpenile astea pe urechi. Nancy, n-ai voie să scoți aparatul auditiv. De acum încolo, el va fi intermediarul tău cu lumea și cred că ar trebui să te muți în față. Da! Nu acolo. Ați spus mai în față! Exact, în față de tot. Vezi? Nu te-am uitat.
Poți să simți vibrațiile. Știu că nu-i frumos, dar am fost cam dezamăgită că nu am primit premiul școlii. E în ordine, Penny. Sunt sigur că o să-l câștigi la anul. Aba, nu, ești prea deștept. Eu am dat tot ce am putut. Chiar am ratat o excursie în Israel pentru tabla mulțirii cu 9. Trebuie să plec. Iar la ultimul test am vizitat-o pe mătușa Berta la azil pentru că a trebuit să învăț. Doamne! Oh, nu mai e printre noi. Dar cred că tu ai făcut și mai multe sacrificii, așa că te felicit, bravo! Regret, Berta. Știi? N-am bănuit că ai trecut prin atâtea. Cel mai bine ar fi să-ți aduc biletele de la Monsterland. Te simți bine? Da, sunt bine, dar pușul care m-a lovit n-o să fie. Poți să auzi? Fără aparat auditiv? Nu, nu, eu citesc pe buze. Cred că am învățat aseară când m-am uitat la miracolul din noi. E bine, mă bucur să vă anunț că Nancy aude mai bine și e gata să stea din nou cu restul clasei. Așa, hai să vedem unde o să așezăm, da? Haide, uite, aici e bine? Nu e grozav! Facem totul împreună! Vom învăța împreună și vom avea secrete! Încep eu! Știu cine a pus șarpele lângă hamster! Știți ce? Dacă Nancy are un loc nou și ceilalți au dreptul să-și schimbe locul... Nu-i grozav! O să fim prietene nedespărțite! Îți plac dansurile lituaniene! Gata, copii, închideți gurițele, stați cu minți, altfel nu vă spun cine a câștigat concursul de silabisire. Nu-mi pasă! Nici mie! Când mâncăm? Vai, ce chipeși suntem! Cred că ești foarte mândru de acest premiu. Sigur! Mândru fiindcă ai fost mai bun decât ceilalți copii care au făcut atâtea sacrificii, mai ales Penny. Dar o să se oprească ea din plâns. Penny? Plânge? Asta nu te privește pe tine. Asta e, ai câștigat corect. Păi... La matematică a câștigat Jesse McCoy. Mai este timp, Jesse. Dacă ai ceva să-mi spui... Mă duc la Monsterland! Bravo, ție! Felicitări, Jesse! Și biletele, domnule Besser? Oh, desigur. Sunt convins că reușita lui Jesse vă va inspira pe toți. Înainte era slab la matematică. Un dezastru. Unii ar fi spus că n-are nicio șansă, dar s-a pus pe treabă și a ajuns cel mai bun. Să vedem dacă îl convingem să ne destăinuie secretul lui. Ei bine, pare o prostie, ați mai auzit-o, dar totul e să vrei. Închideți televizorul, așezați-vă la birou, deschideți manualele și aprofundați. Obținerea punctajului maxim la teste vă va satisface mai mult decât punctajul maxim la StarCraft. Și acolo mă descurc binișor, da. Știi ce, Jesse, mi-a venit o idee. Hai să demonstrăm cum îți merge mintea rezolvând câteva probleme de matematică chiar acum. Vrei? Hă? Pentru început, spune-le copiilor cum se transformă kilogramele în miligrame. Dacă le spun eu, cum o să mai învețe? Ho-ho-ho, știu că pentru tine e o joacă, dar luminează-ne și pe noi. Da, păi, ca să fiu sincer, eu folosesc calculatorul. Ce noroc, am unul chiar aici. Mulțești cu 100, împarți la 1.000.000, știu și eu ceva cu multe zerouri. Metri? Grame? Tone? Dă-mi biletele, te rog. Da, oricum, vă bat pe toți la StarCraft. Noul nostru premiant este Penny Grant. Distracție plăcută, draga mea. Nu o să păstrez biletele. Le donez fundației orfani înfometați care așteaptă îndeplinirea dorințelor. E cea mai urâtă zi din viața mea. Ba nu, retrag ce-am spus. Mâine va fi. Poli și-aduce colecția de linguri. Va fi un an plin de linguri. Poate m-am făcut de
râs în fața școlii, dar încă mai am manualul pentru profesori. Manualul pentru semestrul următor. Ediția pentru profesori.